Slăviți să fie Domnul! Chiar dacă suntem mai puțini, știm pe baza Cuvântului Lui Dumnezeu că unde toți s-au creat în numele Lui, El este prezent în mijlocul nostru. Și nu vreau să vă pun în răbdare la încercare, să vă țin mult, vreau ca în câteva gânduri, ceea ce Dumnezeu va da, să spun din partea Domnului mesajul Evangheliei. Amin. Stând de vorbă cu Gabriel astăzi, am fost în vizită la un frate în Rus și Gabriel mi-a dus aminte de Zacheu și am zis că este un cuvânt potrivit pentru noi, pentru că avem ce învăța de la omul acesta. Așa cum știți, Domnul Iisus, înainte de a se întâlni cu Zacheu, spune cu Dumnezeu că înainte de a intra în Erihon, l-au întâmpinat un orb. Era orbul Bartimeu. Omul acesta a avut dorința de a căpăta vederea și știți istoria. Omul acesta a început să strige după Iisus și să spună: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și Domnul Iisus, care a venit pe pământul acesta ca să predice Evanghelia celor săraci și să dea mântuire, și într-o prejurare zicea la farisei care judeca pe Domnul Iisus că stă la masă cu păcătoșii și cu vameșii și au zis Domnul Iisus că să învețe farisei ce înseamnă milă, Domnul Iisus a avut milă de el și s-a oprit în dreptul lui. Slavă Domnului! L-a chemat la el. Și omul acesta a căpătat vederea pentru că a avut dorința ca să primească din mâna Domnului vederea. Și Cuvântul Dumnezeu vine și spune că Iisus a intrat în Erihon. După ce l-a vindecat pe orbul Bartimeu, a intrat în localitatea Erihon, în cetatea Erihon. Și acolo era un om. Un om care spune că Dumnezeu era mai mare de vameșilor. Și el a avut o dorință. Dorința a fost ca să-l vadă pe Iisus, să se uite la Iisus și să-L vadă. Și Cuvântul Dumnezeu vine și spune că din pricina că era mic de statură, omul acesta s-a urcat într-un dud. Și Domnul Iisus, când a trecut prin dreptul dudului, fără să îi spună nimeni, pentru că era Dumnezeu și cunoștea toate lucrurile în dud, El știe viața fiecăruia dintre noi. El cunoaște gândurile, El cunoaște tainele. O cunoscut dorința acestui om, o cunoscut dorința lui Zacheu. Și o știut că Zacheu este în dud. Și spune cu Dumnezeu că în momentul când a trecut lângă dud, s-a oprit în dreptul dudului și a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă. Deci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu a cunoscut inima lui Zacheu. O știut gândul, o știut dorința. Și de multe ori mă gândesc cum ne cunoaște Domnul pe noi și cât de bine ne cunoaște Domnul pe noi. În Psalmul 139 spune și este un psalm care îl cunoaște și este un psalm adevărat. Spune: Doamne, Tu mă cercetezi. Tu știi când stau jos. Tu știi cum mă ridic și înainte de a ieși cuvântul pe limbă, Doamne, Tu știi ce vreau să spun. Domnul Iisus l-a cunoscut pe Zacheu că este în dud. Și mai mult, i-a cunoscut dorința. Și faptul că a avut dorință de a vedea pe Iisus, Domnul Iisus i-a împlinit dorința și s-a oprit în dreptul acestui dud. Putea să treacă din el. Putea să nu bage în seamă, dar Dumnezeu cunoaște dorința noastră și El știe cum venim înaintea Lui. Dacă venim sincer să-L cunoaștem, dacă venim sincer să ne întâlnim cu El, El este acela care se lasă găsit. Slavă Domnului! Un exemplu minunat care avem în Sfânta Scriptură este Zacheu. El a avut dorința să-L vadă pe Iisus. Aleluia. Și din pricina că dorința a fost așa de mare, Domnul Iisus, care cunoaște toate lucrurile, s-a oprit în dreptul lui și i-a spus să se coboare jos. Dar cel mai mult de se întâmplă, Cuvântul Lui Dumnezeu vine și spune că
În momentul când s-a coborât jos, Zacheu a intrat la el și spune că fariseii a început să-l judece, că a intrat în casa unui vameș, pentru că vameșul avea rolul de a strânge taxe, pentru că pentru că poporul Israel era sub Imperiul Roman și Imperiul Roman punea taxe pe evrei și acest om era însărcinat ca să strângă taxe și evreii nu-l suportau, îl urau și îl desconsiderau. Și tot Iisus a intrat în casa acestui om. Și evreii, farisei, spune cu Dumnezeu că îl judecau. Și mi-am adus aminte de ceea ce spune cuvântul Dumnezeu, că el a venit nu ca să piară, ci a venit ca să recupereze și să dea viață veșnică. Domnul Iisus n-a venit ca să judece lumea, ci el a venit cu un scop precis, divers de Tatăl, ca să moară pentru oamenii păcătoși. Da. Și prin jertfa lui, oamenii aceștia păcătoși să primească viața veșnică. Și de multe ori m-am gândit că poate și viața noastră seamănă cu viața fariseilor. De multe ori și noi judecăm pe oameni. Așteptăm ca să se întoarcă la Domnul oameni cu vază. Așteptăm ca Dumnezeu să lucreze într-un mod miraculos la oameni care oamenii din lume îi apreciază, dar Dumnezeu cunoaște și are metodele Lui. Dumnezeu lucrează cum dorește El. Și într-o prejurare spune că Domnul Iisus spune că vameșii și păcătoșii și curvele vor intra în Împărăția Cerurilor, pentru că ei erau interesați de Împărăția Domnului. Ei îl căutau și doreau ca să primească mântuirea. Ceilalți oameni nu interesa mântuirea. Fariseii se considerau neprihăniți și Domnul Iisus spune că nu cei care sunt sănătoși au trebuință de doctor, ci cei care sunt bolnavi. Și totdeauna noi avem așteptări și vrem ca Dumnezeu să scoată la mântuire pe cineva important și să ne mântuim cu El, să vedem, uite, ce om a scos Dumnezeu la mântuire. Și de multe ori Dumnezeu scoate pe un bețiv, Dumnezeu scoate pe unul care societatea, lumea aceasta, nu dă niciun leu pe el, niciun ban, nu-l apreciază. Dar Dumnezeu este acela care apreciază orice suflet. Și Dumnezeu se atinge de acel suflet. Dumnezeu l-a apreciat pe Zacheu, i-a văzut dorința. Chiar dacă era marele vameșilor și farisei și oamenii de rând, oameni cu influență, îl judecau și spuneau, o intrarea ăsta, la un păcătos, la un vameș, ce caută el acolo? Totuși, spune cu Dumnezeu mai departe, și Domnul Iisus spune mai jos, că și el este un fiu al lui Avram. Dumnezeu cunoaște fiecare inimă. Dumnezeu a murit pentru fiecare parte și Dumnezeu cunoaște fiecare inimă. Și înaintea lui Dumnezeu toți avem preț. Noi ca oameni îi judecăm. Noi ca oameni punem în cântare, îi cântărim. Dar Dumnezeu când cântărește lucrurile, să știți că cântărește bine. Și El când judecă, judecă, nu ca noi. El știe cum judecă. Și El știe ce face. Slăviți să fie numele Său. Și spune Dumnezeu că a intrat la El și fariseii, și saducheii și cei care îl conjurau pe Domnul Iisus și îl urmăreau ca să greșească, ca să ia după o cale, ca să facă ceva rău, ca să poată să-l condamne, au început să-l judece. Dar cel mai mult, cel mai mare verset, cel mai mult verset care îmi place spune, Zacheu a stat înaintea Domnului. Păi Zacheu nu l-a interesat poveștile, judecățile. Păi Zacheu nu l-a interesat ce zic fariseii, cărturarii. Nu a interesat că este judecat, înjosit. El a știut un lucru, că stă înaintea Domnului. Și în momentul când acest om a stat înaintea Domnului, Duhul lui Dumnezeu a început să lucre în inima lui și în viața lui. Când stăm înaintea Domnului, să știți că Duhul lui Dumnezeu vine în viața noastră.
El este acela care transformă viața noastră. Pentru că Sarcheu a stat înaintea Domnului și viața lui a început să se transforme. Nu au zis Iisus, auzi Sarcheu, ia uite ce trebuie să faci. Nu, nu. El a stat înaintea Domnului, a ascultat probabil Evanghelia spusă de Domnul Iisus și cuvântul care Domnul Iisus l-a pronunțat, Evanghelia, ceea ce a discutat cu Domnul Iisus, cuvântul acela a început să lucre în viața lui Sarcheu. O primit nașterea din nou și Sarcheu a zis, acum știu ce trebuie să fac. O pocăință sinceră, nu forțată de oameni. O pocăință venită din inimă Domnului. Știu ce trebuie să fac. Dacă am făcut așa, voi face așa. Dacă am făcut așa, voi face așa. Și jumătate din avuția mea, după ce voi rezolva problema cu oamenii, cu cei care am nevedețit, cu cei care am, i-am silit ca să-mi deie vama și probabil nu mai am ce mânca, am să mă duc la ei și am să le dau înapoi. Și după ce rezolv problema cu oamenii, jumătate din averea mea am să dau săracilor. Un lucru care Dumnezeu a făcut prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a avut putere în vremea aceea să schimbe viața lui Sarcheu. Duhul Sfânt are putere să schimbe viața fiecăruia. Să nu fim ca și fariseii, uitându-ne la cei care lumea nu le dă nicio șansă la viață. Noi să ne uităm cu milă. Pentru că Domnul Iisus zicea către farisei că trebuie să meargă să învețe ce înseamnă mila. Domnul Iisus are milă de toți oamenii. Într-o împrejurare, Domnul Iisus a zis, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. El și-a dat viața pentru noi. El a plătit prețul de la Golgota. Și El este acela care dă mântuirea. Nu noi băgăm cu oamenii în rai. Nu noi scoatem cu oamenii în rai. Ci Cel care a murit pentru lumea întreagă, Iisus Hristos, are putere să mântuiască, are putere să schimbe, are putere să dea viața veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu și Iisus Hristos a avut putere să schimbe inima unui om. Inima lui Sarcheu. Și omul acesta s-a pocăit și faptul că s-a pocăit Domnul Iisus o afirmat în fața tuturor. Și a spus, și El este un fiu de-a lui Avram. Chiar dacă voi l-ați judecat, chiar dacă voi l-ați înjosit, chiar dacă voi v-ați ferit de El, l-ați văzut rău, păcătos, mizerabil, dar și El este un fiu de-a lui Avram. Și El a venit ca să recupereze tot ce era pierdut. Asta a fost scopul Domnului nostru Iisus Hristos, să vină în lumea aceasta și să moară pentru toți oamenii care prin jertfa Lui, cei care cred în El, să aibă viața veșnică. Dar aduc aminte de un alt om care s-a întâlnit cu Domnul, care a stat înaintea Domnului și în momentul când a zis, cine ești tu, Doamne, viața lui s-a schimbat. Este vorba despre Saul, Pavel, din Tars. Spune cu Dumnezeu că a mers la Damasc cu foi din crimezi de mare preos, ca toți care cheamă numele Domnului să fie prinși și aruncați în închisoare. Dar în momentul când era pe drumul Damascului, Iisus i-a stat în față, i s-a descoperit. Da. Și în momentul când a strigat din cer vocea, Saule, Saule, pentru ce mă privolești, o zici, cine ești tu, Doamne? Cine ești tu, Doamne? Un om care avea putere să prindă pe oameni, să ducă la Ierusalim legați, un om care căuta pe cei care cheamă numele Domnului să tortureze, să-i privănească, să întâlnește cu Iisus pe drumul Damascului. Și viața lui este schimbată. Viața lui este transformată. Frate și soră, indiferent cine ești tu, dacă te-ai întâlnit cu Hristos, trebuie să se vadă viața transformată. Trebuie să se vadă că în viața ta trăiește Hristos. Nu mai poți să trăiești cum o trăiești în lumea.
Nu mai poți să te asemeni cu lumea. Nu poți să faci faptele lumii. Nu poți să arăți ca și lumea. Noi suntem un popor sfânt. Un popor ales. Pus deoparte pentru Hristos. Noi trebuie să fim altfel. Noi trebuie să arătăm altfel. Și în viața noastră trebuie să se arate că trăiește Hristos. Și în viața mea, și în viața dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute. Dacă n-am arătat până acum și n-am fost ceea ce trebuie să fiu, și dacă n-ați fost ceea ce trebuie să fiți, Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat lumina lumii. Să fim cu adevărat starea Pământului. Îmi place de atitudinea acestui om. Îmi place lucrarea pe care Duhul Sfânt a lucrat în inima acestui om. Un om care Dumnezeu transformă și îl face un fiu al lui. Un om care se pocăiește sincer, n-a fost forțat. A venit pocăința din inimă, a venit nașterea din nou din inimă și faptul că cuvântul lui Dumnezeu a lucrat, cuvântul acela a început să aducă rod și s-a văzut în atitudinea lui Zacheu și a văzut hotărârea pe care Zacheu a luat-o. Într-o prejurare a venit un tânăr înaintea Domnului Iisus și a zis: Bunule Învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nu știu cu ce gânduri au venit, nu știu dacă a fost sincer, dar spune cu Dumnezeu că a venit înaintea Domnului Iisus și a spus: auzi, de ce mă numești bun? Bun este unul singur și acela este Dumnezeu. Și Domnul Iisus începe să stea de vorbă cu el și a spus: auzi, știi legile, ai împlinit legile, le-ai respectat. Și spune acest tânăr: toate lucrurile acestea le-am păzit din tinerețea mea. Și Domnul Iisus se uită în inima lui, cum se uită în inima mea, și cum se uită în inima fiecăruia, și cunoaște viața fiecăruia. Și spune: îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai și urmează-mă. Și spune cu Dumnezeu că acel tânăr a plecat înaintea Domnului posomorât și supărat. Pentru că inima lui a fost legată de avere de lumea aceasta. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și spune: cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazurile? Lipsurile? Războaiele? Foametea? Lucrurile acestea nu ne pot despărți de Hristos. Dar totuși există ceva care ne poate despărți de Hristos. O inimă rea și nefericioasă. O inimă care nu o predăm total lui Dumnezeu, nu o predăm total în mâna lui Iisus Hristos, ca El să guverneze în inima noastră. Omul acesta a înțeles că trebuie să-și predeie viața în mâna lui Hristos. Nu s-a pus întrebarea: Doamne, dacă eu dau un petit celui care i-am luat și mai dau și jumătate din averea mea, oare ce voi face? Cu ce voi descurca? Ce voi mânca? Nu. El a luat hotărârea aceasta pentru că Duhul Sfânt a lucrat în inima lui și faptul că Duhul Sfânt a lucrat în inima lui l-a lustrat o știință și a spus: știu ce trebuie să fac. Știu cum trebuie să rezolv problema. Prima dată trebuie să rezolv problema de la om la om și după aceea rezolv problema cu Dumnezeu. Este un verset în Biblie care spune: dacă știi că fratele tău are ceva cu tine, ce să faci? Să lași darul la altar și să te duci să te împaci cu fratele tău. Și de multe ori noi trecem așa de ușor peste cuvântul lui Dumnezeu și îl călcăm în picioare. Omul acesta a înțeles că ce trebuie să facă și spune cu Dumnezeu: stătea înaintea Domnului, noi stăm înaintea Lui și chemăm numele Domnului și vrem ca numele Domnului să vină în mijlocul nostru. Dacă Domnul este aici, iau datorul lui Dumnezeu să lucreze prima dată în viața mea. Să-mi vorbească în mintea mea și să rezolv problema mea spirituală. Pentru că așa cum am spus, vine Iisus. Glorie Domnului. Când vreau eu, când vreau
într-o zi, El va veni să-și iei ce este al lui. Și ferice de cei care astăzi înțeleg cuvântul Domnului. Ferice de mine, ferice de dumneata, dacă astăzi înțelegi că Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca să moară pentru cei păcătoși. Și Apostolul Pavel îmi spune, primul am fost eu, cel mai păcătos. Am prigonit, spune Apostolul Pavel, biserica lui Hristos, nu sunt vrednic să mă numesc apostol. Și totuși, Domnul Iisus l-a iertat. Slavă. Și pe tine. Și pe mine. Aleluia. Dacă ne pocăim din toată inima și sincer, Domnul Iisus are putere să ne ierte. Pentru că sângele lui Iisus Hristos, spune cuvântul Dumnezeu, are putere să spele orice păcat. Orice păcat. Indiferent cât de vinovat te simți, indiferent cât de tare te lustră conștiința, indiferent ce ai făcut, dacă vin înaintea Domnului și vin înaintea Domnului sincer, cu o pocăință sinceră, așa cum a fost pocăința lui Zacheu, Domnul Iisus este gata să-L ierte, pentru că El n-a venit ca să judece lumea. Și a venit ca să o mântuiască. Scopul Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ a fost să vină, să se nască, să moară pentru cei păcătoși. Cei păcătoși să aibă viață veșnică. Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem cât de mult te iubește Domnul. Domnul Iisus l-a iubit pe Zacheu. Chiar dacă Pavel și Saducheii se ferea de el și îl judecau, cu siguranță acest Zacheu era iudeu. Era din talor. Dar din pricina că era pus acolo la vamă, din pricina că trebuia să iei taxe, fraților l-a urât. Fraților l-a urât, dar Domnul Iisus l-a iubit și l-a chemat la el. A mai fost chemat în vamă și spune cu Dumnezeu că era Matei. Stătea la vamă și a zis Domnul Iisus, vino după mine și o mărg după el. Și l-a făcut un apostol al lui, un ucenic al lui. Dacă mergi după Iisus și dacă lumezi pe Iisus, la sfârșitul alergării noastre, vom ajunge în locul promis de El. Dacă ne pocăim sincer ca Zacheu și dacă Duhul Dumnezeu ne vorbește în mintea noastră și ne spune ce trebuie să facem, ce probleme avem de rezolvat și ascultăm de glasul Domnului și ascultăm de ceea ce Dumnezeu ne spune, să știți că la sfârșitul alergării noastre ne va aștepta Domnul nostru Iisus. Și cu asta vreau să închei cu ceea ce a spus Apostolul Pavel, la Timotei, când era închis în închisoarea de Roma, a venit verdictul că trebuie să moară decapitat ca martir. Și a scris ultima scrisoare la Timotei. Unii spun că este scrisoarea de lepădă sau ultima scrisoare a lui Pavel și spune acolo Pavel la Timotei. Timotei, m-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința, m-am isprăvit alergarea. Acum așteaptă cununa nevestezită. Frați și surori, dacă vom lupta până la sfârșit, ne va aștepta și până cununa. Dacă vom fi sinceri cu Domnul, nu cu noi, nu cu noi, sincer cu Domnul, eu să fiu sincer cu Domnul, dumneata să fii sincer cu Domnul, și să rămână în mintea noastră că de Dumnezeu nu ne putem ascunde. S-a ascuns cineva, ca cel cineva a fost Adam. Și când Domnul a strigat și a zis, unde ești, Adame? Nici Adam nu a putut să se ascunde de fața Domnului și a zis, aici sunt, s-a auzit glasul, dar m-am ascuns, mi-a fost rușine. Nu putem să ne ascundem de fața Domnului. Dumnezeu cum ne cunoaște, cum suntem. Spune cu Dumnezeu că
împărăteasa a vrut să vadă la un proroc și s-o dat drept altcineva și Domnul a spus, vezi că vine femeia de Roboam și să dă drept altcineva și te-a călcat pragul și prorocul a zis, intră, intră, de ce te dai drept altcineva? Pentru că Domnul Dumnezeu cunoaște toată. Glorie Domnului! Îl cunoaște viața mea, cunoaște viața fiecare. Eu nu sunt și nici dumneavoastră nu sunteți puși să ne judecăm unii pe alții. Suntem puși aici să ne ajutăm unii pe alții, să ne îndemnăm la dragoste și la faptul mie, să ne sprijinim unii pe alții, să spunem din cuvântul Domnului și să aducem soluția că încă Domnul nostru Iisus Hristos poate să transforme viața fiecăruia cum a transformat viața lui Zacheu. Un om care a fost judecat, un om care a fost respins, un om care, cel din rangul înalt al societății, problema aceea, nu-l băgau în seamă, Domnul Iisus l-a băgat în seamă, a avut milă de el, pentru că a avut o dorință. Numai să-l vadă pe Iisus. Și din pricina aceasta, din pricina că a avut dorința, Domnul Iisus s-a oprit în dreptul lui. Și mai mult, nu numai că s-a descoperit, i-a dat și mântuirea. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu are putere să transforme vieți. Nu doar să mântuirea. Noi nu putem să facem nimic. Dacă aș putea să dăm mântuirea, să știți, prima dată mi-aș da o mie personală. Eu, ca și dumneavoastră, trebuie să luptăm în fiecare zi. Pentru mântuirea pe care suntem chemați. Și repet, dacă nu luptăm, cum a spus Apostolul Pavel, să știți că la sfârșitul la nevării noastre nu ne așteaptă cu lumea nevește. Că nu cei ce sunt toate Doamne vor intra în Părăția Cerului, ci cei ce fac voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin.